Iată titlurile acestei ediții. Moarte groaznică pentru o femeie de 73 de ani din Chișinău. Aceasta a decedat după ce a căzut într-o groapă de pe un mal abrupt. Incendiu într-un bloc de locuit din Chișinău. Proprietarul apartamentului unde au izbucnit flăcările salvat de pompieri. Un grup criminal care se ocupa cu transportul hașișului din Spania în Rusia, dar și vinderea narcoticelor în Moldova, de conspirat de forțele de ordine. Un bărbat din Purcari își va petrece următorii 22 de ani în spatele gratiilor pentru 2 omoruri comise la beție. Un moldovean în stare de ebrietate a provocat un accident pe o stradă din Italia și i-a atacat pe carabinieri. Moarte groaznică pentru o femeie de 73 de ani din Chișinău. Aceasta a decedat după ce a căzut într-o groapă de pe un mal abrupt. Tragedia s-a produs în după amiaza de 17 martie, puțin după ora 13, pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana. Poliția a fost anunțată de către trecătorii care s-au pomenit martorii cumplitului incident. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia State a declarat că la fața locului forțele de ordine au constatat că victima are 73 de ani și locuia în capitală. Aceasta ar fi căzut într-o groapă care era săpată în spatele unor garajuri. Din nefericire, când a fost scoasă din groapă, victima nu mai dădea semne de viață. Medicii veniți și ei la locul tragediei nu au putut decât să constate decesul victimei. Martorii de la fața locului le-ar fi declarat polițiștilor că femeia ar fi fost în stare de ebrietate și ar fi pierdut echilibrul. Acest lucru însă va fi stabilit cu exactitate după ce medicii legiști vor efectua toate expertizele. Circumstanțele tragediei se stabilesc. Descoperire macabră în raionul Briceni. Cadavrul unei femei de 82 de ani cu semne de moarte violentă a fost găsit la podea, în casa victimei. S-a întâmplat în data de 17 martie, în jurul orei 9 dimineața, în satul Hlina din raionul Briceni. La fața locului s-a deplasat imediat poliția și medicul legist. Deplasată la fața locului, grupa operativă al Inspectoratului de Poliție Briceni au stabilit la domiciliu un cadavru al unei persoane de gen feminin în vârstă de 82 de ani cu semne de moarte violentă. Cadavrul femeii a fost îndreptat la expertiza medico-legală și când va fi raportul cu rezultatul expertizei medico-legale, ne vom putea expune cu exactitate asupra cauzei decesului. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal într-o stabilire a tuturor circumstanțelor. După examinări, cadavrul victimei a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, unde experții vor stabili cauza exactă a decesului victimei. Cercetările pe caz continuă. Minute de panică pentru locatarii unui bloc de locuit din capitală după ce un incendiu a izbucnit în unul din apartamente. S-a întâmplat în seara de 17 martie, în jurul orei 18:45, pe strada Milescu-Spătaru din sectorul Ciocan al capitalei. În momentul izbucnirii incendiului în locuință se afla proprietarul casei în vârstă de 70 de ani. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri care a reușit să salveze bărbatul aflat în interior. Urma incendiului, acesta a primit intoxicație ușoară cu produsele arderii, fiind preluat de o echipă de medici a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. Pompierii au reușit localizarea arderii fără ca aceasta să obțină răspândire. Chiar dacă s-a intervenit rapid, flăcările au reușit să distrugă bunurile materiale din interiorul odăii unde a izbucnit incendiul. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 76 de situații de risc. Un grup criminal care se ocupa cu transportul hașișului din Spania în Rusia, dar și vinderea narcoticelor în Moldova, a fost deconspirat de forțele de ordine. Investigațiile pe acest caz au început încă în 2015. Atunci, pe mâna oamenilor legii, a ajuns capul grupării care transporta 130 de kilograme de hașiș spre Federația Rusă. Ulterior, în cadrul anchetei, acesta a reușit să se ascundă. Prin urmare, în februarie 2020, sentința de învinuire a acestuia a decurs fără el. Bărbatul a primit 9 ani de pușcărie, iar în prezent se află în căutare. Pe lângă organizatorul afacerii ilegale, poliția a mai pus mâna și pe alți membri ai grupării. În iunie 2019 a fost reținut un grup de persoane specializat în comercializarea marihuanei și hașișului. De la ei au fost sechestrate 12 kg de narcotice, iar în octombrie 2019 a fost reținut încă un membru al grupării de la care a fost confiscat jumătate de kilogram de hașiș pe care îl primise spre vânzare de la liderul grupării aflat în căutare. Un suspect a fost reținut în decembrie 2019. Acesta a fost încătușat după ce a vândut
jumătate de kilogram de droguri unui agent sub acoperire. Alți complici ai organizației au fost reținuți în martie 2020. La ei acasă, polițiștii au găsit 4 kg de hașiș în valoare de 400.000 de lei, arme de foc deținute ilegal și două automobile utilizate în activitatea criminală. Acum, 4 dintre suspecți se află în arest, alți 2 sunt cercetați în libertate, iar capul grupării și încă un complice sunt aflați în căutare. Toți riscă până la 15 ani de pușcărie. Un locuitor al satului Purcari își va petrece următorii 22 de ani în spatele gratiilor pentru 2 omoruri comise la beție. Sentința a fost dictată recent de către magistrații de la Ștefan Vodă. Prima crimă ar fi fost comisă în august 2018. Atunci, suspectul aflat acasă la un consătean consuma alcool cu stăpânul locuinței și încă un prieten. La un moment dat, acesta s-ar fi luat la ceartă cu unul dintre bărbați, ar fi luat un cuțit de bucătărie și l-a înjunghiat mortal. Ulterior, acesta l-a determinat pe celălalt consătean să-i dea o mână de ajutor ca să ascundă urmele crimei. Cei doi au îngropat cadavrul victimei în grădină. La un an de la cele întâmplate, scenariul s-a repetat. De această dată, victima individului a fost chiar tatăl complicelui său. Fiul victimei a alertat poliția privind dispariția tatălui său, iar la scurt timp oamenii legii au depistat cadavrul acestuia. După ce totul a ieșit la iveală, cel care ar fi comis cele 2 omoruri a fost reținut, apoi judecat la 22,5 ani de detenție. Și consăteanul, care în 2018 l-a ajutat pe inculpat să îngroape cadavrul uneia dintre victime, a primit 3 ani de pușcărie. Cele 2 sentințe pot fi contestate la curtea de apel. Un moldovean în stare de ebrietate a provocat un accident pe o stradă din Italia și i-a atacat pe carabinieri. Totul s-a întâmplat în noaptea de 16 martie în orașul Verona. Forțele de ordine care monitorizau zona pentru ca oamenii să respecte restricțiile pe perioada carantinei în contextul coronavirusului au fost chemate la fața locului pentru a documenta un accident rutier. S-ar fi tamponat 2 mașini, una condusă de un cetățean sârb și alta de un moldovean. Infatti, durante servizio, i militari sono intervenuti a Isola della Scala per un incidente stradale. Durante rilievi sono stati aggrediti da un cittadino moldavo, conducente di uno dei mezzi coinvolti. Per tale motivo, dopo essere riusciti a bloccarlo, l'hanno tratto in arresto. Ulterior, moldoveanului au fost prelevate probe de sânge, iar rezultatele au arătat 2,36 promile de alcool în sânge. L'uomo è anche stato denunciato per la guida in stato di ebbrezza. Infatti è stato riscontrato un tasso di alcol nel sangue superiore a 2 grammi litro. Inoltre è stato denunciato per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, non avendo un giustificato motivo per circolare sul territorio. Forțele de ordine din Italia continuă investigațiile. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Accident la ieșirea din orașul Orhei. Un camion s-a tamponat violent cu o mașină. Totul s-a întâmplat în amiaza zilei de 18 martie. Imaginile de la fața locului au fost postate într-un grup pe o rețea de socializare. Din acestea se poate vedea că la locul impactului a venit și o echipă de poliție. Oamenii legii au stabilit că șoferul autocamionului, un tânăr de 24 de ani, nu ar fi respectat distanța dintre vehicule și a accidentat mașina unui bărbat de 66 de ani care se deplasa regulamentar. Din fericire, coliziunea nu s-a soldat cu victime. Ambii conducători auto au fost testați la alcool, iar rezultatele au demonstrat că niciunul dintre ei nu se afla în stare de ebrietate. Poliția din Orhei continuă investigațiile, iar dacă va fi găsit vinovat, șoferul de 24 de ani va fi sancționat contravențional. Vandali fără frică. În timp ce toată țara se află în carantină, iar oamenii sunt îndemnați să nu iasă din case, răufăcătorii distrug bunurile din oraș. Pe o rețea de socializare au apărut imagini cu bănci și pubele de gunoi din sectorul Buiucani al capitalei distruse. Acțiunile huliganilor au stârnit revolta în rândurile chișinăuienilor. Aceștia se arată îngrijorați de starea parcurilor, dar și a aleelor din capitală. Internauții scriu în comentarii că necunoscuții acționează pe timp de noapte, pentru că în fiecare dimineață oamenii depistează tot mai multe bănci vandalizate și pubele distruse. Deocamdată nu este clar dacă poliția a fost sau nu sesizată pe aceste cazuri. Cert este că, potrivit legii, răufăcătorii s-ar putea alege cu amenzi usturătoare sau 10 de ore de muncă neremunerată în folosul societății. Trei cetățeni ai Ucrainei au încercat să traverseze frontiera țării noastre cu permise false de conducere. Primul caz a avut loc la punctul de trecere a frontierei Otaci. O tânără s-a prezentat la volanul unei mașini cu numere de Polonia. Aceasta a dat spre verificare un permis de conducere fals. Interogată, tânăra a recunoscut că și-a cumpărat actul în Ucraina cu 150 de euro.
Alți doi ucraineni s-au prezentat la fel cu permise de conducere falsificate la punctul de trecere Costești. Aceștia însă au refuzat să dea detalii despre modul în care au făcut rost de documentele neveridice. În toate cele trei cazuri, actele au fost transmise spre expertize. Dacă vina celor trei ucraineni va fi dovedită, ei riscă amenzi de până la 32.500 de lei sau până la 2 ani de pușcărie. Un autocar plin cu moldoveni a fost însoțit de escorta poliției din Ucraina de la frontiera cu Rusia și până la cea din Republica Moldova. Presa din țara vecină scrie că în autobuz erau 58 de cetățeni ai Republicii Moldova. Chiar dacă traversarea frontierei ucrainene de către străini este interzisă din cauza coronavirusului, autoritățile din Ucraina au decis să permită autocarului să treacă granița, iar moldovenii să ajungă în siguranță acasă. Aceștia au fost însoțiți de escorta poliției, dar și de o ambulanță până la hotarul cu Republica Moldova, ulterior predați autorităților de la noi. Operațiunea s-a desfășurat în data de 17 martie. Tânărul din imagini este căutat de poliție din Bălți de aproape jumătate de an, însă parcă ar fi intrat în pământ. Și asta după ce în toamna anului 2019 ar fi furat un ceas dintr-un magazin de telefonie mobilă. Totul s-a întâmplat în data de 12 octombrie într-un sediu amplasat pe strada Ștefan cel Mare din orașul Bălți. Potrivit oamenilor legii, suspectul, profitând de neatenția consultanților, a furat un ceas inteligent, ulterior a ieșit din magazin de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. În acest context, poliția din Bălți roagă persoanele care l-au recunoscut pe individul din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla să anunțe poliția la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, suspectul riscă până la 4 ani de detenție pentru furt. Confidențialitatea surselor de informare este garantată. Dacă ai fost martorul unei situații interesante, expediază-ne imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.